clipul ăsta vine, bineînțeles, cum altfel dacă nu la sugestia voastră, și anume pe Instagram ceva mai mulți oameni mi-au spus un lucru la care eu de altfel nu m-am gândit înainte, și anume, de ce sunt anumite reguli în spitale cum sunt ele făcute? De ce unii pacienți trebuie să facă anumite lucruri într-un anumit fel? De ce trebuie să fii la o anumită oră în spital? Așa că eu m-am gândit că astăzi, pentru ajutorul vostru, să vă explic ce și cum. Pentru că, în general, un medic la care mergeți voi dacă aveți vreo problemă nu are timp să facă lucrurile astea. Și anume, nu are timp să stea să vorbească cu fiecare pacient în parte, să-i explice de ce trebuie să fie la ora nu știu care acolo, cum va decurge consultul, cum va decurge internarea sau orice lucru de acest gen. Prin urmare, aici sunt eu prezentă la datorie să vă zic ce și cum se întâmplă. Un soi de ghid al pacientului în spital, dacă se poate spune așa, deși, v-am zis, nu sunt tocmai mândră de această denumire pentru că sună puțin bizarel. Bun, și lucrurile ar sta cam în felul următor. Pentru că sunt foarte multe de discutat, m-am gândit să-l fac cel puțin pe două părți acest clip, așa că în prima parte voi încerca să cuprind cât de mult pot, dar cu siguranță nu voi reuși să spun chiar tot. Și vom începe cu simplu fapt că medicul de obicei te cheamă foarte, foarte de dimineață. De ce medicii cheamă pacienții la ora 7, 7 și jumătate, dacă ei vin, nu știu, la spital la ora 8, și oricum îi pun să aștepte pe holuri până la ora 9:10, pentru că lucrul ăsta probabil deja îl știți, trebuie să vii, adică medicii te cheamă de la o anumită oră foarte devreme și probabil nu ajungi să vorbești cu ei până destul de târziu. No, lucrurile nu vin din cauza lor în felul ăsta, ci din simplu motiv că așa este birocrația în România. Adică tu, ca să beneficiezi de consultul medicului respectiv, și aici mă refer strict la spitalele de stat și nu și la cele private, tu trebuie să-ți faci o fișă de externare. O fișă de internare. Voi lăsa bâlbele astea pentru că îmi place ca informația să ajungă la voi exact așa cum o vedeți în acest moment. Deci tu trebuie să-ți faci o fișă de internare, chit că este internare continuă, chit că este spitalizare de zi. Chit că stai pe pat sau doar vii la consult și îți primești, faci cum ar fi un du-te vino de la spital pentru diferite investigații. Și lucrul ăsta se întâmplă unde altfel dacă nu la camera de gardă. Adică tu, ca pacient, chiar dacă ai consult la un anumit medic, în spitalele de stat trebuie în primul și în primul rând să mergi la camera de gardă. Și acolo, pentru că personalul nu este extraordinar de mult, se pierde foarte, foarte mult timp. Adică se fac cozi, tu trebuie să aștepți în linie, nu cumva să fii genul acela de pacient care zice că pe mine m-a chemat doctorul la ora 8 să fiu pe secție și să te bagi în fața oamenilor, pentru că și pe ei a chemat doctorul tot la ora 8, chiar dacă nu e același doctor ca a tău, și prin urmare nu este frumos. Încercăm să păstrăm puțină civilizație în ceea ce privește treaba asta, să nu ne băgăm, să nu ne împingem din coate, mai nou într-o gardă chiar nu prea aveam cum să intru în cameră, deci eu aveam un consult de făcut și n-aveam cum să intru în cameră pentru că oamenii, uite așa, stăteau ca vulturii pe ușa aia de la camera de gardă și nu știu, adică nu se poate face lucrul ăsta așa, unul în spatele celuilalt, păstrându-se în un anumit spațiu. Chiar am zis pardon de vreo două ori și tot mai că nu mă lăsau, mai că mă întrebau, dar de ce mă bag în față? Genul ăla. Deci aș vrea pe cât posibil să încercăm să corectăm această mentalitate. Se merge la camera de gardă, se stă civilizat în ordine și aia e partea care durează foarte mult. Pentru că trebuie să-ți duci acolo trimitere, talon de pensii sau adeverință de salariat, buletinul, cardul de sănătate. Și până intri, până îți completează datele, până vezi la ce medic ești, de ce ai venit, durează puțin și abia după aceea tu poți să te duci pe secție. Deci, practic, tu vii la ora 7 ca să ajungi la ora 8 pe secție. Și, din nou, o să vă întrebați, de ce trebuie neapărat la ora 8? Păi, nu, pentru că se recoltează anumite analize și laboratoarele le lucrează doar într-o anumită perioadă scurtă, dimineața. Și asta ar fi motivul cu numărul 2. Deci, cam de asta te pun medicii să vii de dimineață. Și apoi urmează pasul următor. Deci, te pun să aștepți pe holuri. Pentru că, după cum probabil deja știi, nu ești singurul pacient al medicului respectiv.
Adică, medicul respectiv are una la mână pacienții care sunt deja internați, are externările pe care trebuie să le predea în ziua respectivă și pe lângă tine mai are probabil vreo 3-4 pacienți de văzut exact în aceeași zi. Prin urmare, nu este neapărat un lucru de primul venit, primul servit, este un lucru de primul pacient pe care îl văd să-l iau, îl iau și vorbesc cu el. Dacă înțelegeți ceea ce vreau să zic. Și astfel, este posibil să mai aștepți pe holuri din cauza că medicul respectiv este la un consult, iar o anamneză și un examen clinic durează undeva între 20-30 de minute. Deci, din nou, s-ar putea să dureze acest lucru. Mai apoi, de ce trebuie să fii la anumite ore? Unele investigații, pe lângă analizele de laborator, unele investigații, cum ar fi ecografia sau EKG-ul, care sunt investigații cum ar veni de rutină în momentul în care te internezi într-un spital sau te duci la un control știind că ai o boală sau să te investighezi în legătură cu o boală pe care presupui că o ai, astea sunt investigații de rutină și, practic, cabinetul de eco, medicul de eco, este între anumite ore pentru fiecare secție în parte. Și EKG-ul la fel. Deci, și prin urmare, tu poți să ajungi la ora 7, stai până la ora 8 la camera de gardă, de la ora 8 îți recoltează rapid analizele și după aceea aștepți să vorbești cu medicul și după aceea mai aștepți să intri la ecografie, la EKG, la radiografii, care sunt toate programate, făcut program frumos, așa, după ore, după secții. Deci asta ca să fie clar că nu este neapărat, nu știu, vina medicului că a uitat de tine, că am mai auzit-o și pe asta, că n-ați uitat de mine, doamna doctoră. Nu, n-a uitat nimeni de nimeni. Ideea este că medicii ori sunt foarte ocupați, ori sunt pur și simplu anumite programe pe care, nu știu, ar trebui să le respectăm. Da, și nu-mi dau importanță și nu, în general, medicii nu-și dau importanță și nimeni nu se uită la tine într-un mod dubios, nimeni nu are ceva cu tine că te pune să aștepți câte 4-5 ore acolo pe scaun, este pur și simplu timpul necesar. N-am cum altfel să o explic, dar ca să înțelegeți și voi ideea din spate. Bun. Mai apoi, te-aș ruga tu ca pacient sau părinții tăi sau bunicii tăi sau tu dacă ești aparținător sau rudă, nu fi genul acela de om pisălog care, legat tot de treaba cu așteptatul, că unii fac lucrul acesta și mie mi se pare extraordinar de dubios. Deci nimeni, niciun medic, nu-și uită pacienții pe holuri. Vine când are timp la tine, când are timp și când are ceva informație să-ți aducă. În momentul în care tu vii și îi bați în ușa cabinetului și îl întrerupi din a scrie o internare, a scrie o externare, din a face un consult, nu faci decât să, nu știu, îl zgârii pe creier cum ar veni și atât. Nu fi genul acela de pacient pisălog. Nu fi genul acela de pacient care zice acum, în acest moment, acum, în această fracțiune de secundă trebuie să vii. Gândește că și tu la locul tău de muncă ai anumite atribuții, anumite lucruri de făcut și nu poți să fii așa când zice cineva, când bate din palme, când bate din degete, să hop, zbor, că a venit și a zis ăla că au uitat de el. Nu e chiar așa. Ok. Ajungem la partea efectivă cu internarea. Un lucru bine de știut este, în momentul în care ești internat în spital, respectă regimul care ți se dă. Adică, regimul, mâncarea care ți se dă, este cu un anumit scop. Și nu mă refer aici că știu că există ideea asta, că unele meniuri de la unele spitale sunt foarte sărăcăcioase și, mă rog, n-ai ce mânca și că faci foamea prin spital, am auzit-o și pe asta. Personal nu am văzut-o pentru că în spitalul în care lucrez eu, noi ca rezidenți sau, în general, oamenii de la gardă sau medici primesc aceeași mâncare ca și pacienții la prânz și la cină. Și din ce am mâncat eu, e comestibil, e gustos și e în porții îndestulătoare. Deci nu cred că se pune problema de așa ceva. Dar în cazul în care există cazuri, există spitale în care pur și simplu masa este foarte sărăcăcioasă, tu încearcă totuși să respecti acel regim pe care ți l-a dat medicul. Adică, regim hiposodat înseamnă că
trebuie să mănânci, adică dacă ți-a scris medicul hiposudat, înseamnă că trebuie să mănânci fără sare. Adică nu te apuci și îți comanzi cartofi prăjiți care au o tonă de sare pe ei, sau pizza, sau cașcaval, mezeluri, toate lucrurile astea au atâta sare adăugată, că te faci cât un balon și nu de la grăsime, de la apă pe care o reții, în cazul în care ai anumite boli, bineînțeles. Așa, în cazul în care ești diabetic, respectă regimul acela pe care ți l-a prescris. Ce aș vrea să nu mai văd sunt oameni care, internați fiind în spital, și roagă rudele să le aducă ceafă de porc la grătar cu cartofi prăjiți, pentru că am văzut, și nu o porție, ci două, la același pacient, în aceeași masă, pizza și alte lucruri. Adică dacă tu stai internat 2-3 zile, consideră că poate ar fi mai bine să respecti indicațiile cu strictețe ale medicului. Sau întreabă-l dacă, știi, am voie să-mi dau comandă de o pizza, tu fiind hipertensiv și cu edeme picioarele cât butuci. Lucru care probabil va fi cu răspuns de nu. Așa. Bun, ce mai avem? Că în momentul în care tu ești în spital, respectă, fii sincer cu medicul, una la mână. Și când el te întreabă ce pastile iei, spune toate pastilele pe care le iei. Cel mai bine și cel mai indicat este să le ai scrise pe o foiță cu care vii la el și pe foița aia să fie scris numele medicamentului de pe cutie, pentru că multe nume se pocesc și poate nu se înțeleg. Adică noi, în mare parte, încercăm să ghicim din ce nume din astea așa, nu știu, pocite spun pacienții, să înțelegem care este medicamentul cu adevărat și se pot crea confuzii în acest mod. Deci încercați pe cât posibil să veniți acasă, scopiați așa frumos de la fiecare cutiuță de medicamente în parte numele, concentrația aceea cu 30 de grame, 300 de grame, miligrame, 300 miligrame, 30 miligrame și tot așa. Și când anume îl luați? Dimineața, la prânz și seara. Adică faceți 101 sau 001 sau 010, știți? Înțelegeți ce zic. Și veniți așa frumos cu hârtiuța și o să fie mult mai ușor comunicarea asta. De asemenea, nu încercați să ascundeți vreun medicament, pentru că interacțiunile dintre medicamentele pe care noi le dăm în spital și cele pe care le puteți lua pot fi foarte mari. La modul că dacă ascundeți că luați un medicament care scade tensiunea și noi, văzându-vă cu tensiune mare, vă dăm încă un medicament care scade tensiunea, puteți scădeți din pațele și n-ați amețiți pentru că v-a căzut prea mult tensiunea în jos, s-a dus prea mult în jos. Deci ziceți fiecare pastiluță pe care o luați, o scrieți pe o hârtiuță acolo și să o aveți cu voi în permanență acolo. Pentru că s-ar putea pe moment să nu vă vin în minte chiar toate pastilele, să le uitați. Sau cel mai bine, și mai bine este să aveți punguța cu pastilele în cutii. Știu că este mai ușor și că unii oameni își dozează și scot pastilele și le pun în cutii pe zile, dar indicat când mergi la medic este să ai cutiile de pastile ca omul respectiv să poată să vină să se uite prin ele și să întrebe asta cât iei, când iei, cât iei, când iei și tot așa. Bun, ce altceva mamei avea noi de zis? Mi le-am și notat întâmplător pe telefon pentru că mi-am zis că este mult mai ușor așa decât să vorbesc cam în gol. Ok, încă un lucru destul de important ar fi că dacă tu îți faci o programare la un medic și stabilești că o să vii într-o anumită zi, fii amabil și vină în ziua respectivă. Nu veni cu o zi înainte, nu veni cu o zi după sau să nu vii deloc fără să anunți. Adică poți frumos să anunți. De ce? Pentru că noi anunțăm intrările, ieșirile din spital și pentru că, bineînțeles, în funcție de câți pacienți are într-o zi, medicul îi programează pe alte zile. Deci nu este, nu știu, că dacă n-ai venit într-o zi, las că vii în următoarea, că ai intervenit ceva, că s-a stricat o piesă de la mașină și a trebuit să o duci în service. Asta nu este scuză. Poți să suni și reprogramezi. Mi se pare un lucru de absolut bun simț. Pentru că în ultima săptămână, spre exemplu, am avut un pacient care s-a gândit să nu vină absolut deloc și stăteam și efectiv îl cauți prin spital și stai și cauți să intre în sistem și mergi să vezi dacă nu cumva a venit. E un lucru de ușor să căitor, să stai, să
te întrerup din treaba ta și să încerci să îți dai seama dacă un pacient a venit sau nu. E așa un Schrödinger's cat, știi? Nu mi se pare tocmai ok. Și un alt pacient care nu a venit într-o zi, dar a zis că a venit în următoarea, că ce diferență poate să fie, nu-i așa? E bine, este o diferență destul de mare, că s-ar putea ca în ziua următoare medicul să aibă deja programați vreo mai mulți pacienți decât poate el să rezolve. În cazul în care vă întrebați, este o rău în spate și încearcă să deschid dulapul. Așa. No. Bun. Revenind. Un alt lucru este în momentul consultului, când medicul te întreabă și îți face o anamneză, să-i răspunzi oarecum succint la întrebările pe care le pune. Dar să-i răspunzi cu cea informație pe care o cere. Adică, dacă medicul te întreabă și dureri în piept ați avut, alte boli aveți și tu începi să-i spui că, a, da, am avut un infarct acum 10 ani și după aia continui cu că stăteam și prășeam și apoi m-a sunat nora mea, care, apropo, este foarte rea pentru că l-a luat pe băiatul meu de lângă mine. Nimănui nu-i pasă de lucrurile astea, cu tot respectul vă spun, dar pierdem timpul de iurea încercând să... Adică știu că oamenii sunt dornici de a vorbi și sună de-a dreptul ipocrit și chiar urât, dar în momentul în care medicul te întreabă de istoric de boli, răspunde-i scurt și la obiect, cu bolile pe care le ai, cu încearcă să ții minte anul în care te-ai îmbolnăvit, dacă poți, și nu o da în drame, în, nu știu, povești de familie care nu-l interesează pe omul respectiv și care nu afectează niciun fel istoricul tău medical. Deci lucrul ăsta, nu știu, mi se pare că ar trebui să fie destul de bine plasat acolo. Pentru că oricât de mult încerci tu ca om să dirigezi discuția într-o anumită direcție, în cea care te interesează, adică să afli despre partea medicală a pacientului, el tot încearcă să-ți spună și să-ți povestească ce a făcut și cum a adres-o. Că la un moment dat aveam un pacient care îmi spunea cum... îmi spunea că a avut el tensiune, mă îl întrebam, vorbeam despre faptul că avea hipertensiune și eu îl întrebam. Și care a fost cea mai mare valoare? Pentru că e important să afli lucrul ăsta. Și el îmi zicea că, a, păi a fost, nu știu, 260. Și eu zic, a, ok, dă să notez. După care continuu. Că dacă știi că eram cu concubina în pat și de, na, și noi ca toți oamenii și... Știi la ce mă refer, nu-i așa? Și eu deja eram... Da, știu la ce vă referiți. Nu este o informație pe care vreau să mi-o închipui sau să o știu în acest moment, dar înțeleg. Și deodată a început să-mi curgă sânge din nas și ea s-a trezit și s-a sculat din pat și nu știu ce și nu știu cum și pe nu știu pe unde. Și practic, ții și milă să-l întrerupi. Când vezi că zice cu atâta pasiune o poveste, dar nu te ajută cu absolut nimic informație. Deci voi, ca pacient, vă rog frumos, încercați să răspundeți scurt și la obiect. Nici nu știu cât de mult pot să accentuez acest lucru, dar chiar mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta ceva mai des. Și, de asemenea, dacă vreți să vorbiți cu cineva, să știți că există psihiatrul spitalului, există psihologul spitalului, deși psihiatrul nu prea se ocupă de treaba asta, dar psiholog există. Deci, aveți cu cine să discutați. Ok. Bun, ce mai vreau să vă zic? Care mă enervează la culme. Băi, spuneți-o pe șleau, fraților, în momentul în care tu ești fumător, spune că fumezi și zici și câte pachete și zici și de câte ani, că se face ceva numit indice pachete an, ca să vezi care este posibilitatea ca tu să ai anumite boli pe sferă pulmonară. Nu spune, e, da, mai fumez și eu pe aici, pe acolo. Și după aia să trebuiască eu să, sau orice medic să te întrebe, și cât fumați mai exact? A, păi nu știu exact, 5-7 țigări și să trezească soția din spate, zic, fumează pachetul pe zi. Și după aia să, o, da, și de câți ani fumați? E, da, nu mai știu eu de câți ani fumez. Deci lucrul ăsta e doar o pierdere de timp,
noi nu suntem aici să vă judecăm, medicii nu sunt acolo să vă judece că de ce fumezi, că nu e bine, nu o să te mustreze nimeni cel mai probabil sau eu cel puțin nu aș face. Eu, pe mine mă interesează strict informația asta, că dacă ești fumător îți crești riscul să ai tensiune, să faci infarct, să faci tot felul de boli, deci prin urmare vreau să văd care sunt factorii de risc în ceea ce privește propria persoană, din punct de vedere medical. Și la fel și cu alcoolul. Că mor, disper în momentul în care aud fraza beau și eu ca tot omul. Nu, tăticule, zi acolo. Beau un pahar de țuică la fiecare masă. Păi, nu, bine, și eu o să te cataloghez și atunci o să fie mult mai ok și mai ușor. Mi se pare un lucru perfect normal și ok. Deci medicii nu sunt acolo să vă judece. Nimănui nu-i pasă de lucrul ăsta ca fiind să fie, uite-l și pe pacientul ăla meu, al cărui nume meu nu-mi-l mai amintesc, dar care știu că bea și că fumează și chestii de astea. Nu contează. Și la fel și cu consumul de sare. Dacă medicul vă întreabă, nu încercați să mințiți. Ideea este să nu-l mințiți pe medic. Pentru că știu că se practică lucrul ăsta din rușine, lucru care n-ar trebui să fie, nu știu, prezent. Când mergi la medic să-ți fie rușine că ai mers pentru o problemă și este normal să ți-o rezolvi. Deci, ați înțeles. Eu zic să mă opresc aici, momentan, așa brusc și subit. Și o să mai revin eu cu mai multe chestii de genul ăsta. Dacă vi s-a părut util clipul, dați-l unui membru al familiei, pentru că cel mai probabil oamenii cu cât cresc în vârstă, cu atât au nevoie mai mult să meargă la medic pentru o internare și, prin urmare, să asculte aceste sfaturi. Și, de asemenea, o să vă las jos în bara de descriere link-ul de la contul meu de Instagram, unde am început să fac anumite chestii, numite, nu știu, să interacționez cu voi într-un anumit fel destul de drăguț pe teme medicale. Adică, în principal, eu ori vă povestesc cazuri pe Insta Stories, ori vă pun să le ghiciți, ori vă arăt radiografii și după aceea vin și cu explicația. Deci, și prin urmare, mie mi se pare fun, am primit super multe feedback-uri pozitive din punctul ăsta de vedere și o să continui să le fac. Și dacă le căutați, le găsiți deja în highlights, pe la medicină sau ceva de genul ăsta. Deci sper să ne vedem acolo și gata, nu vă mai arăt degetul ăsta. Sper că v-a fost util clipul ăsta, că ați înțeles de ce unele lucruri sunt făcute în felul în care sunt făcute și sper să ne vedem cu drag și data viitoare.